un concept inovativ prin faptul că se află pe teritoriul primei comune apicole din România, Bârnova, al doilea cel mai mare areal de tei, pentru că tot se află la cules de miere de, albine, de, miere de tei albinele. Inaugurăm această cafenea destinată atât celor care merg în drumeții în pădure, cât și bicicliștilor și iubitorilor de natură. De asemenea, aici veți putea găsi în permanență produse autentice de la producători locali direcți, de la ulei presat la rece, Zorian, scrijele de mere ca la bunica, precum și lavanda laurei, de exemplu, care ne oferă repelentul pentru, pentru protecția împotriva țânțarilor când se merge în pădure. Ați început afacerea practic pe partea apicolă. Iată că v-ați extins cu o gamă mai mare, aș putea spune, destinată iubitorilor, în primul rând, a produselor locale. Așa este, acesta este un concept inovativ. De altfel, în 2019 am primit la Bruxelles premiul pentru inovare, pentru că ne-am diversificat activitatea din agricultură pe partea de biciclete asistate electric și, drept urmare, ne aflăm în prezent în acest spațiu, în apropierea pădurii Bârnova și a Codriașilor, iată atât de frumos intitulat.